Bărbatul este din Agigea și nimic nu l-a împiedicat să iasă pe traseu, nici măcar faptul că băuse ceva tărie înainte. El a fost oprit în jurul prânzului pe șoseaua Mangaliei. Aparatul cu care a fost testat a indicat o alcoolemie de 0,43 mg la litru alcool pur în aerul expirat. Taximetristul are acum dosar penal. Un alt șofer de taxi a șocat o plajă întreagă acum două săptămâni după ce a gonit cu mașina pe malul mării ca să-și ducă un client la șeslong.